Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă emisiune Tarotela pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. Dragii mei, Gemeni, nu văd nimic ce filmez, nu știu nici pe mine, nu mă văd, trebuie să stau așa într-un colț. Îmi apar niște linii, se mișcă toate pentru că am scăpat telefonul pe jos, este ecranul țăndări. De filmat știu că filmează, de fotografia știu că fotografiază, dar văd ce fac de-abia când descarc în calculator. Așa că, deocamdată, nu știu. Cum arăt, cum mă prezint, oi trăi și oi vedea și dacă ceva nu-mi place, o să refac etalarea. Aș vrea să nu, pentru că sunt mesaje interesante deocamdată. Primul rând, din seria aceasta de cărți pe care n-am mai folosit de mult, a vrut să se arate mult special ca și mesaj pentru Iulie, vindecătorul. Poate unii dintre voi vreți să mă întâlniți cu un doctor? Sper să fie... un amor cu un doctor sau cu un vindecător, pentru că, da, în general să ai de-a face cu doctorii nu-i bine, dar trecând peste asta, evident că trebuie să vă vindecați și de ceva ce nu va prind. Poate să fie o dezamăgire, poate să fie acest vindecător, un vindecător de suflete, nu doar de trupuri. Este un vindecător, poate că sunteți voi unii dintre voi. Ideea este că în această perioadă, în mod special, trebuie să vă vindecați de ceva. Foarte interesant este că iar când lucrez aici apare în mod special artistul. Am două seturi de cărți, acestea unul folosesc aici, unul în partea cealaltă. La capătul setului de cărți a apărut autorul, artistul și cristal. Ia uite, timp să decideți, e timpul să alegeți ceva. Eventual să vă spuneți o poveste a vieții voastre, să vă curățați prin cristale și nu doar prin cristale să vă curățați, dragii mei, și prin artă, să faceți un soi de art terapie sau să ghidați, dacă știți, dacă nu, întrebați-mă pe mine. Așa, să faceți artă și poate pentru unii care scrieți frumos, să, da, autor poate să fie și în arte vizuale, evident, să scrieți ceva, aveți ghidaj, să scrieți despre cum v-ați vindecat, cum vă doriți să vă vindecați, sau pur și simplu scrierea, arta, cristalele vă pot vindeca în mod special în această perioadă. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate trei de bâte. O așteptare. Vedeți lucrurile altfel. În această așteptare nu este ca la șapte de monede sau ca la alte... cărți care exprimă așteptare, este o așteptare plină de pasiune, cu încredere, da? Cu speranță. Vedeți lucrurile în zare, aveți viziune, în primul rând. Da? Vă gândiți, eventual vă pregătiți pentru o călătorie. Mai, cu gândul la ecran, mii de scuze, draga mea Maria. O mare admiratoare a mea, o atât de mare admiratoare că mi-a trimis un cadou minunat, nu știu, sper să se vadă părul, da? Cu ce mi-ai trimis tu, multele bunătăți și lucruri drăguțe pe care mi le-ai trimis din tot sufletul, îți mulțumesc, facem pauză, da? Că pentru că acest cadou a făcut un drum, a venit din străinătate, de unde ești? Elveția, Austria, Germania, parcă Germania, în fine, nu mai știu exact. Mulțumesc din tot sufletul pentru donațiile generoase și pentru acest cadou și voi mulțumi și pentru, cred că o să fac o înregistrare specială pentru toți cei care mi-ați donat și sunteți unii atât de generoși, unele, Doamne, atât de generoase. Dar acum că vorbesc la Gemeni și de fapt de-aia am și apărut, scuzați-mi întreruperea sau bucurați-vă și voi de prietenie. Pentru că Maria se dovedește o prietenă foarte și admiratoare, foarte deosebită și generoasă și de la drum a trimis acest cadouț și printre toate trâzneile pe care mi le-a trimis, frumuseți și dulcețuri, am primit și chestia asta. Îți place, da? Îți place. Așa, deci... drum, călătorie. Că vii în țară, draga mea Maria, ar fi minunat, poate ne și întâlnim. Dar acum, pentru restul geminilor, poate nu e vorba doar de călătorie, poate este o așteptare în speranță, dar, dragii mei, între timp a apărut și șapte de bâte. Așteptarea asta trebuie să fie în speranță, dar voi trebuie să vă mențineți terenul interesant. Același teren, e prima oară când văd, seamănă terenurile, da? Același teren. Trebuie să vă protejați. Chiar dacă vreți să explorați alte zone, chiar dacă așteptați să vină lucrurile din, eu știu, dintr-o altă zonă, așteptați oportunitățile să vină înspre voi sau altceva,
E o chestiune de călătorie și de comunicare. Trebuie să învățați să vă protejați granițele personale, da? Nu sta, aveți grijă. Pe de o parte, pe de o parte. Pe de altă parte, eu cred că această luptă este o luptă personală. 7 și cu 3, interesant, 7 și cu 3 face 10, da? 10 este încheiere de ciclu. Învățați aceste lucruri, să sperați și să vă protejați, da? Corpul, locul în care stați, granițele personale și apoi veți fi pregătiți de acest nou ciclu. La capătul setului de cărți aveți un adevăr, aveți un adevăr pe care trebuie să-l manifestați cu răbdare. Probabil că se manifestă greu, se manifestă greu. Haideți să vedem. Încerc o etalare mai scurtă, mai iute. O situație toxică, semn de pământ pentru unii, dar nu obligatoriu, nu toate semnele de pământ sunt toxice, aveți aici Capricorn și Taur, dar nu obligatoriu. E o situație toxică, problemă, probabil pentru unii, este o legătură de familie, poate să fie și un tată, poate să fie și un soț, evident că poate să fie și de job, un job toxic pentru unii dintre voi. Da, apare vindecătorul. Aveți nevoie să vă vindecați de această toxicitate și această toxicitate eventual va afecta și speranța, de a apărut 3 de bâte. Și da, acum am înțeles de ce a apărut și 7 de bâte nevoie, acum am zis de a vă, dacă nu, căutați pe site-ul meu, luați legătura cu mine și vă învăț cum să faceți această protecție personală. Hai să vedem, gemenuți. Soare, lună, Venus, ascendent în gemeni. Dacă în centru, în sufletul vostru, 9 de cupe, ori un personaj foarte emoțional, îmi pare rău pentru Hânsuca, că face gălăgie, dar nimica. Voi vă bucurați de animale așa cum mă bucur și eu, da? Central aveți 9 de cupe. Cineva care vă atinge sufletul. Poate vă bucurați voi prin acest proces de vindecare și de art, terapie și de scriere, da? Poate voi învăța să vă iubiți așa cum ar trebui să ne iubim toți, da? Da, mai plânge cățelul pentru că vrea să se joace. Provocarea este să ieșiți, da, să vă vindecați și să ieșiți din această... Am arătat vindecătorul pentru că aici este o carte în care cineva e depresiv, este supărat. Aici este provocarea. Da? Provocarea. Acum, poate cineva plânge pentru voi. Poate cineva plânge pentru voi și de voi trebuie să vindecați într-un fel o situație, să o rezolvați într-un fel. Că este suferința voastră, a lor, voi știți, oricum, chiar dacă cineva suferă după voi, voi trebuie să, repet, poate să sufere și persoana toxică dacă voi vă despărțiți de cineva și atunci trebuie să vă păstrați granițele personale, da? Oferiți dragoste necondiționată, dar nu e musai să vă întoarceți, da? În depărtare aveți în trecut îndepărtat un valet de spade. Puteți să fiți voi, poate să fie comunicarea cu cineva, poate să fie un mesaj undeva la rădăcina acestei povești, da? În ultima vreme sau trecutul apropiat, 6 de cupe, împăcarea cu cineva, întâlnirea cu un suflet pereche, un suflet care vă înțelege, care vă alină, iar, apropo de vindecător, un suflet care vă aude fără să vorbească sau fără să, sau vă, mai bine zis, nu, n-am exprimat corect, care vă vorbește fără să vorbească cuvintele acestea cu care ne-am obișnuit. Este un limbaj emoțional între voi și cineva. Între voi și cineva. 6 de cupe. Poate să fie și nostalgia, poate să fie în ultima vreme, dacă au fost niște discuții cu cineva, să-i fie dor sau să vă fie dor de cineva. În viitor aveți Marea Preoteasă, probabil că o tăcere, probabil că niște lucruri vor fi ținute ascunse, poate această stare emoțională, pentru că văd central și în ultima vreme 9 de cupe, 4 de cupe, 6 de cupe, multe emoții și apare și Marea Preoteasă, pești, drag, scorpion, dar nu obligatoriu. Posibil, unii dintre voi veți ține, da, ia uite, în prezent aveți spânzuratul, iar multe marcaje în semnul peștilor sau în casa a 12-a necunoscutului, dar evident că poate să fie și rac și scorpion și poate să fie orice altă zodie. În prezent aveți o aparentă stagnare, o aparentă, aici este, decât să stați
și să vă gândiți la situațiile negative, stați pentru că și aici se stă și gândiți-vă că sunteți iubiți, că sunteți protejați, că ați reușit atâtea, că, da? Că aveți multe motive să vă bucurați. Fiți în gratitudine, da? Aici este o persoană în gratitudine și o persoană care vede partea goală a paharului. Aici este provocarea, pentru că în prezent este o aparentă stagnare. Poate să fie, dacă o fi și din motive de sănătate, voi știți, deocamdată n-am văzut nimic decât o depresie, niște regrete, niște lacrimi, o nostalgie. Deși în suflet aveți multe, multe emoții pentru cineva. Evident că aceste multe cupe poate să reprezinte și persoana respectivă care se gândește la voi, da? Poate să fie cineva marcaj pești. În mod special, rac, scorpion. În prezent am zis pești. Trecând peste semnul peștilor, nu e obligatoriu să fie pești, acest spânzurat reprezintă și conexiunea cu spiritualitatea asta, pentru că în viitor apare Marea Preoteasă. Învățați să vă vindecați. Dragii mei, vindecarea nu se petrece într-o lună, două, trei. Vindecarea poate să ține ani de zile, pentru că avem multe lucruri de vindecat. Karma este mare, complicată, nu doar pentru această viață, avem și pentru viețile anterioare, gândiți-vă. Da? Și tot timpul mai adăugăm, pentru că mai vin oameni care ne intoxică, că am văzut diavolul, da? Ne intoxică și atunci avem foarte mult de vindecat. Eu simt că moartea și vindecarea, sau moartea în sensul că transformarea și vindecarea sunt niște lucruri pe care tot timpul le trăim. Acum, repet, sau continui. Spânzuratul reprezintă nevoia de a crește spiritual sau importanța creșterii spirituale. Chiar dacă sunt regrete, învățați să vă iubiți, învățați să vă apreciați, să apreciați și pe ceilalți, pe cei care vă sunt apropiați și de suflet, da? Pentru că unii gemeni sunt evoluați, alții nu sunt, știm bine, și variază. Vedeți pe unde vă găsiți și cât de sincer reușiți să fiți cu voi. Ce mai arată spânzuratul? Ar fi bine să vă conectați, să vă înțelegeți visurile și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Repet, este o aparentă stagnare. Este o aparentă stagnare, este un sacrificiu în sensul că acest sacrificiu este necesar tocmai pentru a vedea lucrurile altfel. Ce urmează, deci spânzuratul este urmat de Marea Preoteasă, deci creșterea spirituală. Nu doar secrete, evident, nu doar lucruri reținute. Poate să fie o tăcere, dar o tăcere în creștere spirituală. Sfatul este, cavalerul de monede, fiți cu capul pe pământ, construiți-vă sau construiți cu răbdare, analizați fiecare gest, fiecare pas, fiți mai stabili unii dintre voi, stați în preajma oamenilor stabili. Poate că par plictisitor, cavalerul de monede ar putea să pară plictisitor pe lângă valetul de spade care vorbăresc, glumeți și iute și la vorbă și la reacții, cavalerul de monede este. Da, eu am Marte în gemeni și înțeleg, da. Dar sfatul este să fiți și voi un pic mai molcomi, mai atenți cu fiecare gest pe care îl faceți, pentru că fiecare gest construiește destinul vostru. Dacă e cineva în preajma voastră care este așa, sfatul este să stați în preajma oamenilor care vă împământenesc, mai ales că aveți foarte multe emoții, foarte multe emoții. Exterior, imediat, nebunul. Este un... Cineva își dorește să o ia de la zero cu voi, cineva își dorește să riște cu voi. Acum este undeva la cuspida între pești și berbec. Unii zic că ar fi și vărsător. În fine, cineva din exterior ar așa o încredere, s-ar arunca în brațele voastre. Rămâne de văzut. O să clarific totuși. Dar e o nebunie. Posibil să fie acest personaj cu multe emoții, cu multe senzații pentru și dorințe pentru voi, posibil. Vedeți unde sunteți. De ce vă este teamă? Exact de ce am zis mai devreme. Am vorbit de 10 de bâte. Încă unii dintre voi, vă este teamă că aveți foarte multe responsabilități, vă este teamă că dacă vă implicați în ceva, unii dintre voi, pentru că cineva își dorește să o ia de la zero, dacă vă implicați, ar trebui să fiți stabili,
unii și e mai greu pentru unii, repet, nu pentru toată lumea, pentru că sunt și gemeni cu capul pe pământ, cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, foarte înțelepți. Acum, pentru unii să fie o căsnicie sau un job, că am văzut regele de monede și diavolul, aici este situația aceea toxică și nu știți cum să-i puneți capăt. E o situație toxică în care vă consumați energetic, da, apare vindecătorul, revenim, da? Ce vă doriți? 8 de spade. Eu zic că ar fi bine să vă doriți o reprogramare mentală, pentru că 8 de spade nu e. Poate vă gândiți obsedant la cineva, e posibil și așa ceva. E posibil. Dar 8 de spade nu e o carte prea grozavă ca să mai ales să fie în poziția dorințelor. Eu zic că dacă aveți un blocaj undeva, pentru că apare totuși spânzuratul, apar 10 de bâte în poziția fricilor, aici este vă doriți să vedeți lucrurile altfel, pentru că aici nu le vedeți, da? Aici nu le vedeți, după cum vedeți, este legată la ochi, este legată la mâini, înconjurată de spate, de gânduri negative, o programare. Trebuie să vedeți lucrurile altfel și aici apare spânzuratul și scoate în evidență această necesitate de reprogramare mentală că puteți să reușiți într-un domeniu cu răbdare, cu consistență, cu ordine, cu ordine. Ce reușiți să faceți? Luna. Ah, regele de spade și luna. Destul de... să mergeți. Apare și faetonul. Lumea. Reușiți totuși undeva, la un moment dat, rămâne de văzut când, pentru că luna e o energie confuză și asta se vede și în poziția dorințelor, da? 8 de spade, în poziția prezentului, spânzuratul, provocarea dintre 9 de cupe și 4 de cupe. Aici este. Trebuie să învățați să vă iubiți și să începeți un nou capitol și apare, imediat vi le așez. Da. Deci este, trebuie să vă înțelegeți emoțiile, să treceți peste niște frici, frica aceea de la 10 de bâte, da? Frica că nu puteți merge nu știu unde, sau nu puteți manifesta ceva, repet, este o aparentă stagnare, da? Aparentă. Tocmai necesară ca să vedeți lucrurile dintr-o altă poziție și să vă conectați la intuiția voastră, să primiți un pic de lumină. Cineva, repet, din exterior vine cineva cu multă lumină, cu încredere, cu speranță și s-ar arunca în brațele voastre, dar o să clarific. Ce reușiți să faceți? Luna și regele de spade. Să vă înțelegeți emoțiile, să înțelegeți persoana aceasta. E o persoană foarte emotivă, emoțională, posibil să înțelegeți. Ar fi. Ar fi frumos. Ideea este că după regele de spade și luna apare faetonul, nevoia de a călători. Pentru că am văzut trei de spade și de a călători peste hotare pentru unii. Da, vrei să lăsați în urmă un capitol, 8 de cupe, și să călătoriți într-o nouă direcție care vă aduce mai aproape de destinul vostru. Ar fi minunat. Acum, da. O să vină totuși pentru unii dintre voi o nouă pasiune. Posibil acest personaj 0 și asul de bâte să vină la un moment dat. Posibil. Însă, sunt cărți multe până acolo, pentru că finalul a ieșit luna și luna înseamnă ca și Marea Preoteasă niște secrete. Eu acum încerc să văd așa printre secrete, dar deocamdată, acum, pentru că așa arată tarotul, nu este permis să vedeți foarte multe. Încercăm noi așa să tragem cu ochiul, dar ideea este că este și o lună plină aici. Luna plină, știți bine, că înseamnă eliberări. Și apar și 8 de cupe la un moment dat, până la as, da? Trebuie să călătoriți, să încheiați un capitol,
Dar să-l încheiați într-un mod rațional și în înțelepciune. Să înțelegeți, repet, niște lucruri care țin de emoții, de confuzie, de mister, de frici emoționale, de frici. Luna e toxică. Poate să fie și frica de a vă elibera de toxicitate. Mulțumesc că ai venit, soare. Da? Dar după cum vedeți finalul acesta și am mai scos încă o serie de cărți. Lucrurile merg greu pentru că unii dintre voi încă sunteți în acest 8 de spade. Nu vedeți niște lucruri. Repet, de-aia a venit vindecătorul, de-aia în centru, din acest motiv. În centru aveți 9 de cupe, care, repet, nu înseamnă musa emoții, poate să fie un personaj din viața voastră, un prieten, prietenă dragă, care se gândește frumos la voi și provocarea este să primiți această cupă, evident. Dacă nu e un personaj, puteți să fiți voi. Eu zic să ne concentrăm pe ce ar trebui să faceți voi. În sufletul vostru, voi trebuie să vă iubiți. Și aici este problema. Unii trebuie să vedeți, să vă conectați la Dumnezeu, la Creator, ca să vă iubiți. Da? Pentru că dacă nu vă iubiți, nu știți să vedeți oportunitățile alea pe care le-am văzut la 3 de bâte, nu știți să le vedeți, nu știți să vă protejați și nu știți să vă eliberați acest 10 de bâte. Am zis 3 și cu 7 înseamnă 10. Aici este. Unii poate stați cu prietenii mai mult decât e cazul, unii poate regretați o pierdere. Și aici este. Dacă vă iubiți, vă păstrați granițele personale despre care am zis și atunci, în aceste granițe personale, în această aparentă stagnare, vedeți care cupă este de valoare și care mai puțin importantă. Pentru că dacă voi vă iubiți, vine și cupa aceea care aduce 10, da? Cuplu fericit. Depinde de voi. Există cineva în preajmă care vă simte, vă atinge sufletul, vă... Acum, eu știu, dacă vă atinge sau voi le atingeți lor sufletul, iar poate să varieze. La capătul setului de cărți, iar cupe. Măi, dar foarte multe emoții. Iar cavalerul de cupe. Da. Dar există o dezamăgire mare. Există o dezamăgire mare de care, iaute, trebuie să vă vindecați. Împăratul, o energie toxică, o energie dominatoare sau poate obsedată de a controla sau poate obsedată de a se concentra pe focul său și mai puțin pe latura pământeană și emoțională. Pământeană ca și element, da? Încerc să vorbesc așa mai general ca să înțelegeți mesajele pentru fiecare generație sau fiecare bărbat, femeie, surat, despărțit, da? Hai totuși să clarific. Clarificăm, te rog frumos, spânzuratul în prezent pentru gemenuți și gemenuțe. Ia uite turnul. E o separare, o zdruncinătură în viața voastră. Acum, frumos ar fi ca această separare să se rupă. Nu această zdruncinătură să vă aducă în separare. Iar apare separare. Doi de spade. Este o tăcere. În spate aveți asul de cupe și asul de spade. Apă și aer. În ce sens? Emoții și gânduri. Aici trebuie să fiți în echilibru. Dar, deocamdată, sunteți în faza în care trebuie să vă înțelegeți unii dintre voi. Evident că poate să fie și invers. Doi de spade. Am zis eu, e o tăcere. Mai dăm o carte, totuși. Ce e după acest turn? După acest turn. Uf. Sunt prea multe cărți. Deși am văzut niște cărți frumoase, mai dăm o carte pentru turn. Turn. Ce este acest turn? Da, apar conflicte. Apar lupte. Trebuie să renunțați la ceva. Trebuie să renunțați la ceva și să găsiți soluții cum să vă recreați pe voi, să vă construiți turnul. Deci, cavalerul de monede este cel mai potrivit la reconstrucția turnului. Da? După o separare de ceva.
Poate au fost conflicte și v-ați separat de cineva. Poate aveți multe situații cu care trebuie să vă luptați. Ori o luptă actuală, ori este o luptă a trecutului de care vă separați, vedeți unde sunteți. Ideea este că turnul, de-aia a apărut, nu întâmplător, da? Nu întâmplător a apărut cavalerul de monede în poziția sfatului, da? Am zis, în prezent, acest spânzurat a fost clarificat de turn, da? Aici, vedeți lucrurile din perspectiva, domnule, a trebuit să ne separăm sau a trebuit să se întâmple. Poate că erau prea multe conflicte înainte și v-ați separat și acum vedeți lucrurile, da, ce bine că ne-am separat. Sau din potrivă, v-ați separat de ceva, ceva v-a zdruncinat viața din temelii și acum trebuie să găsiți soluții creative. Nu doar să construiți cu răbdare, dar să fiți și creativ în abordare. Și să vă luptați un pic, pentru că aici este voi, pe de o parte, vă este teamă unora dintre voi de responsabilități și de să nu vă consumați. Vedeți unde sunt? S-ar putea să fie amândouă. Să fie eliberarea de un trecut toxic și implicarea în ceva nou. Da, asta e. Ia uite, schimbare de energie, o întâlnire de destin. Aveți potențial de renaștere, de schimbare. Depinde de voi. Da? Am zis, este aparentă stagnare. Și sfatul este să vă construiți și pe voi și eu știu situația în care sunteți cu răbdare. Clarificăm cavalerul de monede. Ia uite, 8 de băte a fost clarificat. Trebuie să aveți speranță. În primul și în primul rând, iar nevoia de călătorie. Am mai văzut și mai devreme. Da? S-ar putea pentru o călătorie să trebuiască să faceți niște planuri, să comunicați cu cineva la distanță care vă ajută să vă reconstruiți. Iar o chestie toxică. Mare grijă. Interesant ce văd. Posibil pentru unii dintre voi să fie nu neapărat un semn de pământ, că nu vreau să zic că semnele de pământ sunt toxice. Nici capricornii sunt toxici musai. Este o situație în care cineva... De-aia zic, fiți mai molcom, că aici e sfatul, fiți mai molcom dacă cineva vă bombardează cu mesaje de dragoste. 8 de băte poate să fie cineva care încearcă să vă cucerească, da? Ia uite, cavalerul de băte. Diavolul, fiți puternici. Și dacă vreți să cuceriți pe cineva acum... Nu este suficient prin mesaje și prin abordări cuceritoare. Trebuie să veniți și cu ceva practic. Alt sfat pentru cine o fi să audă, da? Dacă vrei să cuceriți pe cineva. Clarificăm nebunul, poziție, influență exterioară. Influență exterioară, 8 de monede. Cineva vrea să se arunce în brațele voastre și să se implice, să muncească în această relație. Pentru unii dintre voi. Pentru alții, poate să fie o situație la locul de muncă, o nebunie, da, o chestiune la locul de muncă. Pentru alții, poate să fie dorința de a începe, poate să fie un nou job, da, un nou job. Și acolo să vină o influență, într-un anume fel. Op de monede și nebunul. Da, la locul de muncă. La locul de muncă cineva să săriște ceva. Dar fiți atenți că riscul ăsta nu este musai aventură. Poate săriște un gest, o investiție, o mișcare. Cineva alchimizează niște substanțe, da? Poate să fie și asta. Și chestia asta. Sunt atâtea posibilități, eu văd atât de multe. Poate să fie acel gest, da? În care... Se strică ceva la locul de muncă, dar apare și turnul, da? Se muncește, se strică, pentru că e ceva riscant la locul de muncă. De-aia zic, nu vă gândiți numai la aventuri, la chestii sexy. Poate să fie un gest. Mare grijă să nu fie un accident, că tot apare și vindecătorul. Mare grijă. Dar vine din influență exterioară. Nu neapărat că vi se întâmplă vouă, musai. O situație. V-am zis, poate să fie un accident financiar, cineva investește greșit și se
Pentru că apare și turnul în prezent, da? E spânzuratul. Dar, evident, nu uitați și mesajele anterioare în care, repet, cineva s-ar arunca în brațele voastre și ar munci în această relație, s-ar transforma, ar transforma sau o aventură la locul de muncă. Sunt multe, vedeți? Unde sunteți? Pentru că sunteți mulți și de diferite grade, în sensul de evoluție profesională și spirituală. Clarificăm 10 debute. De ce vă este teamă de 10 debute? Ia uite, încă nu v-ați vindecat. Aici este. De niște responsabilități. Poate aveți probleme cu coloana. Poate. Încă unii, pentru că a văzut și 3 de spade, încă nu v-ați vindecat. Și vă este teamă de... Da, aici este. Vă este teamă că 4 de spade, 4 de cupe și dă-mi degeaba a apărut vindecătorul. Aici este. Încă mai aveți nevoie de un pic de liniște ca să vă puneți în ordine niște lucruri. Nu degeaba vi s-a recomandat cavalerul de monede. Încet, cu răbdare. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Mai ales că 8 de bâte înseamnă grabă. Nu vă grăbiți. Sfatul a fost acesta. Și a explicat de ce, eventual. Dacă aveți tendința să vă grăbiți, da? Cu răbdare. Dacă vreți să călătoriți, faceți-vă planul. Dacă vreți să vorbiți cu cineva, să cuceriți, veniți și cu ceva practic, nu doar cu vorbe și cu pasiune. Da? Vedeți? Fiți mai pământeni un pic și cu răbdare. Clarificăm 8 de spade. Ce apare acest 8 de spade? Ia să le pun și pe celelalte care au rămas acolo. Poate vor să se arate într-un fel sau altul. 8 de spade. Clarificăm, te rog frumos, 8 de spade pentru Gemeni în poziția dorințelor. Ia uite, cavalerul de bâte. Aici este. Trebuie să alegeți. Ce faceți? Stați cu această teamă, cu acest... Sunt și regrete, sunt și lacrimi aici. E un blocaj, că nu o să mai trăiți nu știu ce, că nu o să mai... Nu o să mai, nu o să mai. Și cavalerul de bâte. Acum, că sunteți de... Eu mai degrabă o luptă aici mentală. Pentru că voi sunteți, pentru că în prezent a apărut acest spânzurat, da? Și turnul și 5 de bâte. Și provocarea este, da? Să fiți selectivi, să vă iubiți pe voi. Pentru unii dintre voi. Trebuie să vă regăsiți. Încrederea unii care v-ați pierdut încrederea. Pentru alții poate să fie obsesie pentru cineva. Și nu găsi soluții. Cum să vă apropiați de ei, cum să-i cuceriți. Că de-aia zice, dacă vreți să-i cuceriți, eu știu pe ce o fi proiect. Poate cucerirea aceasta poate să ține și de profesie, dar nu doar de emoții sau de sexualitate. Da? Dacă vreți să cuceriți ceva, vorbesc la modul general, repet, pentru că sunteți mulți. Că vreți să cuceriți ceva, fiți mai pragmatici. Și aici este. Sunteți încrâncenați sau obsedați să cuceriți ceva. Dar aici este, sfatul este. Aveți răbdare. Aveți răbdare, vedeți lucrurile din altă perspectivă. Construiți. Construiți. Alegeți cu grijă. Este o femeie singură care își face griji pentru voi. În fine. Mai dăm o carte, poziția dorințelor. Dăm o carte. 8 de spade. Mai dăm o carte pentru 8 de spade. Ia uite, 7 de cupe. Nu? Foarte diferit 7 de cupe. 7 de cupe vede opțiunile, 8 de spade nu le vede, nu vede nicio opțiune.
Și la mijloc, cavalerul de bâte. Posibil să aveți mai multe persoane în viața voastră, dacă sunteți bărbați, să aveți vreo două femei în preajmă. Una emoțională, alta mai cu picioarele pe pământ. Eu așa simt. Pentru cei care vreți să creșteți spiritual și nu doar spiritual, să evoluați așa și pe alte planuri. Ideea este că trebuie să vedeți lucrurile într-adevăr din altă perspectivă, să vedeți că aveți multe opțiuni, să știți pe care să o alegeți, da? Și să vă programați, să aveți încredere, să cuceriți ceva, că degeaba aveți opțiuni dacă nu merge să le cuceriți. Dar revin. Uneori poate nu e atât de important ce vă doriți, pentru că aici este destul de confuză și nu degeaba a apărut luna ca și final, confuzie pentru unii dintre voi. E o oarecare confuzie, neînțelegerea unor lucruri. Repet, poate nu este atât de important uneori ce vă doriți, ci sfatul să fiți cu picioarele pe pământ și să luați lucrurile încet, cu răbdare. Ca să le înțelegeți, pentru că dacă le luați prea repede, nu înțelegeți și treceți prin situații și de-aia apare confuzia. Clarificăm totuși Marea Preoteasă în viitor. Am zis, trebuie să vă conectați la intuiție. Nici 7 de cupe nu e intuitiv, nici 8 de spade nu e intuitiv, nici cavalerul de bâte, niciunul nu este intuitiv, niciuna din cele trei. Unul este impulsiv, altul este visător, poate sunt trei persoane, și altul este fixat pe o anumită idee, chiar pesimist, da? Clarificăm Marea Preoteasă pentru gemenuți. Draga mea Maria, sper să-ți găsești și tu mesaje în această etalare. Rămâne de văzut. Ia uite. 5 de spade. Niște conflicte mentale cu cineva sau chiar cu voi înșivă. Da, conflicte mentale. Dacă stați în acest conflict, emoție, pasiune, un stres mental, neîncredere, aici este. Vindecați-vă, nu întâmplător s-a oprit la vindecare, temperați-vă, temperat este și cavalerul de monede, temperați-vă impulsul, 8 de bute impulsiv, da? Temperați-vă impulsul unii dintre voi, vindecați-vă, da? Aveți o dezamăgire în spate, aveți și niște iluzii, aici este, dragii mei, dacă aveți, sunteți gemeni, da? Dacă aveți o poziție cu Neptun, Neptun este în cuadratură, este în pești, da? Creează cuadratură cu soarele vostru natal. Dacă aveți și un Neptun însăgetător, cum am și eu, o generație cu Neptun însăgetător, sau poate, nu știu, prea, Neptun în fecioară nu cred că aveți, da? Dacă aveți cu, iar, poate aveți Neptun într-o anumită poziție și aveți tendința de a vă atrageți dezamăgiri din cauza iluziilor. Și aici vindecați-vă, aveți răbdare, conectați-vă la spiritele înalte. Da? Spânzuratul, Marea Preoteasă, temperanța și luna, asta înseamnă să vă vindecați emoțional, să vă vindecați, să vă înțelegeți. Am văzut regele de spade înțelege, poate să fie foarte intuitiv în varianta sa superioară. Regele de spade. Poate să fie un vindecător, un psiholog, un doctor care își simte pacienții. Poate să fie evident că gemenii sunt capabili de foarte multe, dar depinde de fiecare cum își abordează viața, dacă se iubește, se înțelege sau nu. Asta este. Și eu acum dau niște mesaje pentru o categorie destul de largă, da? Și voi sunteți mulți, unii mai evoluați, alții mai puțin evoluați, așa vorbind sincer, știți? Fără să ne mințim. Deci, încercați să intuiți, nu să vă verbalizați, nu să aruncați replica unii dintre voi, să nu intrați în conflicte verbale cu unii și cu alții. Da? Mare grijă. Acum, asta în viitor și s-a oprit aici la temperanță. Țineți stat, tăceți, mai mult tăceți și gândiți și simțiți. Clarificăm luna aceasta ca și final.
steaua. Aici este, măi. Mulțumesc, dragile mele cărțului. Vă pupă, mama. Cui nu-i place să plece? Da? Vindecătorul. Am văzut temperanța. Da? Am zis, schimbați perspectiva. Vindecătorul, vindecați-vă emoțional. Vindecați-vă emoțional. Da? Echilibrați-vă. Pentru că acum, cel puțin în poziția dorințelor, uitați cum e. Și există o influență exterioară. Acum, acest nebun, cine este? Păi, ea, tot așa, o persoană impulsivă, posibil, vă influențează. Poate, repet, să fie la locul de muncă, poate o situație, un gest, o chestie riscantă. Orice ar fi, dacă în prezent treceți prin acest turn care aduce, eu știu, multe situații conflictuale, păstrați-vă calmul. Aici este. Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică, că asta este. Păstrați-vă calmul, iubiți-vă pe voi, orice ar fi. Nu uitați să vă iubiți pe voi, să fiți selectivi. Și să nu vă gândiți la trecut prea mult, ci să vă pregătiți pentru ofertele viitorului, dar cu răbdare, fiți calmi. Asta e. Vindecați-vă emoțiile. Aveți multe de vindecat. Și accentuez, pentru că asta e cartea. Vindecarea. Măi, sper că v-a plăcut. Dragii mei, unii trebuie să și vindecați niște chestiuni care țin de mamă. Da? Luna înseamnă mamă, emoții pe care le, sau moștenire emoțională care vine pe filieră maternă. Da. Pot să însemne toate mesajele pe care le-am spus. Nu neapărat unul, două, poate să fie toate. Vedeți unde sunteți. Dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa, pa! Pa! Sper că s-a închis, da? S-a închis? Nu s-a închis.